În acest videoclip vă arătăm cum să tăiați sticla. Pentru a tăia sticla, aveți nevoie de un tăietor de sticlă cu o roată de tăiat vidia. Tăierea se face trăgând uniform tăietorul de sticlă de-a lungul echerului. După tăiere, sticla trebuie ruptă cu o pocnire hotărâtă a mâinii. Cel mai folosit tăietor de sticlă din lume este Toyo, care este fabricat în Japonia. Rinaldin prezintă două alternative. Toyo cu mâner transparent, Toyo cu mâner metalic. În primul caz, există avantajul de a putea vedea nivelul uleiului, în al doilea caz, se acordă o importanță mai mare solidității instrumentului. Cu ceva timp în urmă, Rinaldin a furnizat și blocul de rezervă, dar acum nu îl mai furnizează, deoarece costul blocului este egal cu costul tăietorului complet de sticlă. Cât durează un tăietor de sticlă? Durata depinde de volumul de muncă al încadratorului. Când îți dai seama că roata ta e cu dificultate, este mai bine să iei un nou tăietor de sticlă. Ulei lubrifiant este necesar pentru a obține o tăietură bună. Uleiul curge automat din rezervor către roata de tăiere. Rinaldin furnizează uleiul în două formate, o cutie de ulei mică de 40 sau una de 1 litru. Pe lângă tăietorul de sticlă, este necesar echerul special pentru sticlă. Rinaldin furnizează 4 echere de diferite dimensiuni. Acum să revenim la tăierea sticlei. Tăietorul de sticlă trebuie tras spre tine cu un ritm uniform și presiune constantă, nici prea încet, nici prea repede. Tăietorul de sticlă nu trebuie ținut prea înclinat, deoarece în acest caz nu ar atinge sticla. În plus, tăietorul de sticlă trebuie să meargă în poziție verticală, fără a se balansa la dreapta sau la stânga. Nu treceți niciodată peste aceeași incizie de două ori. Ai strica roata și ai avea o tăietură greșită. După incizie, glisați placa astfel încât incizia să fie de-a lungul marginei mesei. Pentru tăierea plăcilor foarte mari, este indicat să introduceți un creion sub placă. Un clește special furnizat de Rinaldin cu codul 217 ar fi de asemenea util pentru tăiere. Cleștele are două proeminențe, în partea de sus și o proeminență în partea de jos. Pentru încadratorii care au un anumit volum de lucru, este recomandabil să folosiți un dispozitiv vertical precum gladium sau steel track sau Fletcher 3100. Sunt dispozitive verticale care sunt folosite și pentru tăierea cartonului și altor materiale. Toate sunt furnizate de Rinaldin și sunt ilustrate în videoclipurile aferente.